imagine care a apărut recent pare să arate pentru prima dată o nouă rachetă antiradiații care ar fi folosită în primul rând pentru distrugerea radarelor ostile, destinată armării avioanelor de luptă chinezești. Două dintre rachete sunt văzute sub aripile unui J-11BS Flanker. Aceste avioane sunt dotate cu două locuri și sunt la bază specializate pentru luptă, dar pot îndeplini mai multe roluri. Deși nu există informații despre modul în care ar putea funcționa această nouă rachetă sau despre potențialele performanțe, o rachetă tipică antiradiații, ARM, funcționează prin localizarea emisiilor de radiofrecvență de la sistemele radar ostile. De obicei, aceste arme necesită viteză mare pentru a se asigura că își pot atinge ținta. Faptul că aripioarele din spate ale J-11BS sunt ascunse înseamnă că nu este posibilă determinarea unității din care face parte avionul și dacă este dintr-o unitate operațională sau una care se ocupă cu testarea și evaluarea echipamentului. De asemenea, este pentru prima dată când un PLAF J-11BS poartă marcaje naționale cu vizibilitate redusă, o tendință care pare să se extindă acum printre unitățile din prima linie de luptă. Unii observatori au subliniat asemănarea presupusă a acestei rachete cu o altă rachetă antiradiații dezvoltată în China, CM-102, deși această armă pare să aibă și unele diferențe cheie. În special, aripioarele CM-102 sunt decupate mai degrabă decât ascuțite, iar aripioarele mijlocii sunt lungi și destul de subțiri. În afară de aceasta, CM-102 a fost dezvoltat pentru export, în special pentru avionul de vânătoare JF-17 Thunder.